Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Continuă discuțiile dintre Federația Română de Fotbal și Ladislau Beloni. Astăzi este așteptată o concluzie la tratativele care durează de mai bine de o săptămână. Ladislau Beloni a cerut un contract pe 4 ani, scrie Gazeta Sporturilor. Federația a oferit un contract doar pe 2 ani și cu o clauză care prevedea ca Ladislau Beloni să poată fi dat afară dacă nu termina pe primele două locuri în grupa din Liga Națiunilor, care se va juca foarte comprimat în acest an, în vară și toamnă. Ladislau Beloni nu a fost de acord cu această clauză, iar negocierile au tot continuat. Probabil că astăzi vom afla mai multe lucruri dinspre Federația Română de Fotbal sau dinspre Ladislau Beloni, care a refuzat să vorbească, deși Gazeta Sporturilor a trimis un om la Târgu Mureș pentru a discuta cu fostul selecționer și poate viitorul selecționer. În această dimineață discutăm despre soarta echipei naționale, pentru că invitatul nostru din această dimineață este capitanul lui Ladislau Beloni de la ASEA Târgu Mureș din anii 70, anii 80, începutul anilor 80. Florea Ispir este fotbalistul cu cele mai multe meciuri pentru o singură echipă în Liga 1 din istoria Ligii 1, 485 de meciuri pentru ASEA Târgu Mureș între 1970 și 1987. E pe locul 3 Florea Ispir în clasamentul tuturor timpurilor, clasamentul jucătorilor cu cele mai multe meciuri în Liga 1 după Dănciulescu și Costică Ștefănescu, însă cei doi au jucat și pentru alte echipe. Florea Ispir a jucat doar pentru ASEA Târgu Mureș și are 485 de meciuri în prima ligă. Mai punem aici probabil și meciurile din Liga a doua, care sunt destul de multe ca număr, și ajungem la o cifră aproape de 600 de meciuri pentru ASEA Târgu Mureș. Și în această dimineață mergem într-un sat de lângă Târgu Mureș, unde s-a stabilit Florea Ispir, născut undeva lângă București, însă a ajuns prin fotbal la Târgu Mureș și rămas la Târgu Mureș. Discutăm cu Florea Ispir în această dimineață, o legendă a Ligii 1. Bună dimineața, domnule Ispir, mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Ce faceți? Îl așteptați pe mijlocașul ăla mai mic și blond să semneze cu echipa națională, să fie selecționer sau? Sincer, eu aș fi foarte bucuros dacă ar accepta. Așa. Am citit și eu prin presă diferite comentarii, diferite ipoteze. Nu știu, acum m-am întâlnit cu el, din păcate ne-am întâlnit la un eveniment destul de trist pentru noi, pentru întreaga suflare fotbalistică, mai ales la cei care am jucat și am fost lângă Țaco Ianoș. A fost un moment trist, un moment pe care am fi vrut să-l prelungim sau să fie prelungit cât mai mult, dar așa a fost destinul domnului profesor Țaco, care a plecat de lângă noi, și l-am văzut și pe roții destul de răbășit, cu păreri, cu o mimică destul de îngândurată. Uh-huh. N-am discutat sincer niciun cuvânt despre dacă va rămâne sau dacă va rămâne sau dacă va primi, dacă va primi funcția de selecționer sau va refuza. Dar de ce, ce credeți dumneavoastră, la cum îl cunoașteți? Pentru că îl cunoașteți pe Beloni încă de la începutul carierei lui de fotbalist. Ce îl recomandă pe Beloni pentru postul ăsta de selecționer? E o întrebare, o să spuneți, poate lipsită de logică, pentru că lumea știe deja calitățile, dar din punctul dumneavoastră de vedere, ce are loții puternic, foarte? Eu, fără să, eu știu, fără să nu iau în considerare și pe ceilalți propuși candidați la care federația s-a gândit, eu, părerea mea personală, zic că în aceste momente destul de grele pentru echipa națională și eu știu, destul de neplăcute pentru suporteri, pentru întreaga suflare fotbalistică din România, loții cu profesionalismul lui, cu seriozitatea lui, cu munca lui, cu atitudinea lui, eu știu, de aceea de a nu ceda niciodată. Cu această mentalitate sănătoasă, cred că
echipa națională ar avea nevoie de un asemenea om în aceste momente grele la conducerea echipei naționale. Sunteți membru de onoare al Federației Române de Fotbal. Dacă ați fi fost consultat, să presupunem că v-ar fi consultat cei de la Federație, ați fi spus da, îi dăm un contract pe 4 ani lui Belloni, știind, având încredere în ce poate face el? Da. Fără nicio ezitare. Pentru că senzația a rămas după primului mandat la echipa națională că a plecat la prima strigare. Pentru asta a fost acuzat de foarte mulți. Domnule, cum a venit Sporting, el a plecat, a lăsat echipa națională și a plecat. Mă rog, după aia a venit Hagi, am ratat calificarea la Mondialul din 2002. Cum ați simțit dumneavoastră atunci, ca român, că a fost coechipier al lui, de era o chestie sentimentală, subiectivă, plecarea de la național atunci? Sincer să fiu, n-aș putea să vă spun exact. Mi-a părut rău, într-un fel, că a plecat, dar motivele care l-au determinat să facă acest lucru nu pot să le explic eu. Uh-huh. El ar putea, poate, cel mai bine să dea un răspuns la această întrebare. Dar eu cred că atunci echipa națională începuse să câștige ceva prin prezența lui, da, lui, ceva pozitiv, ceva bun prin prezența lui Loții pe banca echipei naționale. Și gestul lui a surprins, poate, atunci că a acceptat să plece. Dar mai departe nu știu de ce, pentru ce și cum a gândit el acest lucru. Există impresia că Belloni nu se poate adapta totuși în fotbalul românesc. Adică fotbalul românesc, după ce Belloni a antrenat atâta timp în străinătate, a jucat, a antrenat în străinătate, fotbalul românesc nu îl poate primi cu brațele deschise, pentru că Belloni are un stil de lucru direct, nu prea ține cont de lucruri, de, nu știu, de culise, de influențe. E potrivit totuși, pentru că funcția de selecționer în România de-a lungul timpului s-a dovedit a fi și o funcție cumva politică, adică trebuie să știi, să iei un jucător de acolo, să iei jucătorul impresarului eluia că s-ar putea să supere alt jucător pe tine. Adică tot timpul a funcționat așa meseria asta în România. Păi, domnul Ștucan, poate tocmai de aceea ar trebui Loții. Aha, okay. Insistat sau făcut ca să vină, adică să fie convins să vină la echipa națională. Okay. Pentru că vedeți cu lucrurile din acestea, că hai că e de acolo, hai că e nu știu ce politician e în spate sau eu știu în față, hai să vedem cu ăla, hai să vedem cu ăla. Vedeți rezultatele, vedem unde suntem, că se pare că la fel ca și celelalte, eu știu, probleme din România, și fotbalul acum este într-un moment destul de greu, destul de neplăcut, cum să spune, fără rezultate, fără calificări. Atunci, sigur că Loții poate a reușit prin seriozitatea lui, prin modul cum pregătește jocurile, prin atenția la selecție, eu știu, prin faptul că nu va permite nimănui, probabil, la nicio sugestie de X, Y să vină la echipa națională. Probabil că e nevoie de disciplina pe care el o impune, de dorința aceea de a câștiga, de agresivitatea aceea pozitivă pe care nu prea o mai vedem la echipa națională, de dorința de a învinge cu orice preț, cu orice efort. Și cred că el ar fi un mentor bun pentru acest post. Vreau să vă întreb ceva acum, zâmbeam în timp ce vă ascultam, pentru că mi-am adus aminte, sunt foarte multe declarații de ale foștilor săi jucători de-a lungul timpului și nu doar români, ci și jucători străini, de exemplu Cascarino, irlandezul pe care l-a avut la Nancy, atacant. Toți au povestit despre superstițiile lui Belloni de-a lungul timpului. Nu știu, că venea în sala de mese la 99 minute, nu mai devreme, nu mai târziu de 99 minute. Că avea o mașină cu care mergea atunci când câștiga, nu schimba, mergea cu un Citroen vechi,
era superstițios de când era jucător sau asta a apărut după aia ca antrenor? A fost și când era jucător. Așa. Am avut onoarea și plăcerea să ne dezechipăm, să avem în vestiar locurile unul lângă celălalt. Da. Nu îi lipseau ciorapii. Da. Un ciorap din acela de bumbac, cum era pe vremuri, dacă vă mai aduceți aminte, care era plin cu crampoane. Ok. Nu permitea magazionerului înaintea jocului, dacă terenul era înghețat sau dacă ploua, nu permitea nimănui să se apropie de crampoanele lui. Să le spunem celor care se uită la noi acum, tineri, care primesc ghete turnate, care nu mai au, nu se mai deșurubează crampoanele, nu se mai întâmplă nimic cu crampoanele. Pe vremea aia, crampoanele se înșurubau, se puneau singure, se alegeau crampoanele pe dimensiuni ascuțite, făcute la strung, ca să înțeleagă oamenii exact despre ce e vorba. Așa. Aveți perfectă dreptate. Deci, ghetele noastre nu erau de calitatea și nu erau de marca pe care le au acum jucătorii noștri mai tineri sau cei care joacă acum în campionate. Erau aceste crampoane care, sigur că nu jucai numai pe un teren uscat. Da. Întâlneai diferite suprafețe de joc, ploaie, zăpadă, îngheț. Loții avea pentru fiecare teren, da, crampoanele în acel ciorap pe care nu îi lipsea din geantă niciodată. Pront. Și el și le aranja singur, cerea patentul la magazioner, el și le strângea, el și le aranja. Nu avea voie nimeni să se apropie de bancul lui de lucru. Dar cu meseria de stomatolog, cum a fost? Adică și-a pus în practică cunoștințele pe colegii lui, la Steaua avea deja cabinet, adică înțeleg că a fost și una din condiții să-i se facă un cabinet stomatologic la stadion și profesa din când în când. La Târgu Mureș profesa pe pielea dumneavoastră? Nu, la Târgu Mureș nu a profesat. Eu cel puțin nu știu niciun coleg din lotul nostru de atunci care să fi mers să fi avut nevoie de serviciile medicale ale lui Loții. Povestiți-mi un pic despre el. Așa, cum l-ați cunoscut, întâmplări din anii ăștia petrecuți alături de el până a plecat la Steaua? Cum să vă spun, în momentul când a venit, eu am venit în 70 pe 8 martie, sosit la echipă. Loții a venit o lună, parcă, sau două luni, un pic mai târziu. Un băiat destul de liniștit, un băiat modest. Nu-ți venea să crezi că se poate transforma într-un luptător în sensul pozitiv, în sensul bun al cuvântului, din momentul când intra în teren. Plus un organizator excelent, chiar fără să-i spună Tibi Baci, antrenorul nostru Bone, da, marele jucător, că să-i dea vreo indicație din acest punct de vedere. O făcea din instinct, o făcea în elanul jocului, în disputa jocului. Îl vedeai strângând din pumni sau uitându-se la noi și spunându-le, haideți că se poate, nu putem pierde sau haideți că merge. Era altceva. În momentul când se termina jocul, redevenea liniștit, nu avea ieșiri din acelea necontrolate, să spunem că era nervos sau arunca cu ghetele sau făcea ceva sau în vestiar să-și manifeste cumva nemulțumirea. Din contră, parcă ziceai că, domnule, nu s-a întâmplat nimic. Singurele cuvinte era lăsați, că stăm jos și discutăm la analiză mâine sau poimâine când eram chemați să facem analiza jocului. Dar, în schimb, în teren era un om care a dat totul din primul până la fluierul final al arbitrului.
Aveți vreo amintire particulară legată... Indiferent de joc și indiferent de unde jucam, acasă, în deplasare sau... sau la antrenamente, să nu mai vorbesc la antrenament. Aveți vreo amintire particulară legată de el din meciurile pe care le-ați jucat? Chestii care se întâmplau pe teren, meciurile nu erau televizate atunci, adică sunt convins că sunt zeci de întâmplări pe teren de-a lungul carierei dumneavoastră care v-au rămas în minte. Vreuna cu Bologna aveți? Nu prea multe. Un singur lucru pot să vă spun. Aveam, cum să spun, ne reușisem să intrăm într-o combinație, ca să zicem așa, pe care nu exersam la antrenamente sau, așa, eu știu, eventual la jocurile amicale. Da. Obișnuiam să ies destul de des cu mingea la picior, să intru în combinații, să creez acel om în plus la jumătatea terenului. Da. Și de multe ori în loți am avut acel care m-a ajutat să am acest imbol și să-l perfecționez, pentru că știam că în momentul când eu am plecat, postul meu este acoperit. Și o singură dată, sau după câteva jocuri mai multe pe care le-am făcut repetând acest lucru, a venit și de la echipa națională, dintr-o convocare, mi-a spus, zice, Florică, eu te-am învățat și eu ți-am dat personalitatea, curajul de a ieși cu mingea la picior, pentru că ai văzut, așa face și Ștefănescu. Tu trebuie să o faci mai bine dacă vrei, zice, să ajungi acolo unde, lângă cei mai buni fotbaliști din România, la echipa națională, zice. Fă-o, Florică, că da în glumă. Altcumva nu te, eu nu te bag acolo în loc, să știi. Asta a fost singura noastră glumă, singur moment mai amuzant, cred, care mi s-a întâmplat cu el. Nu mai știu, era plecat la Steaua când a dat gol cu Italia? Nu, era la Târgu Mureș încă. Golul cu Italia împotriva campionei mondiale era la Târgu Mureș. Era la Târgu Mureș, cred, da. Așa cred și eu. Ăla e un gol care l-a făcut, i-a transformat, deși era un jucător foarte cunoscut, foarte bun în Liga 1, i-a transformat practic statutul, a devenit un idol național în momentul ăla. Era victoria împotriva campioanei mondiale, Italia, în momentul respectiv. Da, și într-adevăr, lovitura aceea liberă a fost foarte bine gândită de el și Ilie Balaș, Dumnezeu să-l ia. Când a plecat la Steaua, s-a simțit lipsa lui la Târgu Mureș? Absolut. Absolut. Știu că n-a vrut să plece. E foarte greu s-a lăsat convins să plece la Steaua. Știu că tot se vorbea înainte de plecarea lui că erau zvonuri că va pleca. Da. Dar nici noi n-am crezut că va părăsi Târgu Mureșul. El a iubit foarte mult Târgu Mureșul. Târgu Mureșul l-a iubit foarte mult pe Loții. Noi l-am respectat foarte mult. S-a simțit bine în cadrul lotului acela care a făcut performanță, eu știu, 10 ani de zile, cred că au fost 10 ani superbi, cu calificări în Cupa UEFA, o semifinală de Cupa României. Locul 2 în campionat în 75, vicecampioana României după Dinamo. Da, vicecampioană. A fost, s-a simțit bine, s-a simțit minunat. Dar, până la urmă, se pare că cineva l-a convins și el a vrut să facă pasul cel mare. Poate că, la un moment dat, cum nu mai prindea nici echipa națională, poate a crezut că Steaua va fi și, așa s-a și întâmplat, Steaua va fi din nou echipa care îl va propulsa mai ușor decât la Târgu Mureș și până la urmă a redevenit și la echipa națională un om de bază în cadrul echipei naționale. Am vorbit până prin acum de atitudinea lui și prin tot profesionalismul lui care îl caracteriza. Am vorbit despre Loții până acum, despre Ladislau Bălăni și despre plecarea lui la Steaua. Vreau însă să vă întreb pe dumneavoastră cum un copil care a crescut cu Rapid în suflet, undeva lângă București, a ajuns la Steaua. Pentru că puțin știu,
puțin știu că dumneavoastră, de fapt, ați început cariera la juniorii Stelei. Și de unde pasiunea pentru Rapid, în primul rând? Cum? Acum am vrut să vă pun și o întrebare, chiar dacă să-mi permiteți, că de unde știți pasiunea mea pentru Rapid? Păi ați declarat-o într-unul din puținele interviuri pe care le-am citit cu dumneavoastră. Da. Așa este. Așa este, aveți perfectă dreptate. Din copilărie, știți, Rapidul, așa cum spune toată lumea, cei care au fost, care sunt suporteri și vor fi, avea parcă ceva special. Avea ceva special și, nu, eu de acolo îl admiram foarte mult, îmi plăcea foarte mult de Dan Coie, de Motrog. Dan Coie, care era scris în ziarele vremii Cădan, ăsta era numele trecut în sportul. Nu era scris da, Dan exact. Coie, că era... Da. Cei care tipăreau ziarele considerau că ar putea fi interpretat numele săracului exact. Om. Dar era Cădan, așa era. Deci dacă îl cauți în arhive acum, nu-l găsești pe Dan Coie, că era Cădan. Da, dar eu mi-am permis să-i spun numele întreg. Da, normal. A fost un idol pentru mine, Motrog, Ion Ionescu, Dumitriu Doi, Năstrescu. Știam pe din afară întreaga echipă. Așa. Și am simțit că trebuie să fiu alături de ei, cum se zice, așa, cu pasiunea mea, cu dorința mea de a-i vedea. Chiar prima mea tentativă de a veni, când am venit în București să mă duc la o selecție, a fost la Rapid. Așa. Și m-am dus la Rapid, pentru că iubeam Rapid, am spus, domnule, vreau să fiu aici, am idolii mei aici și da. Aș vă dori. La Rapid n-am reușit la selecție. Au zis m-am că dus acasă, da? Dar iertați-mă. Cum ați digerat vestea? V-a spus pe loc că n-o să fiți ținut sau după aia ați aflat? Nu, pe loc mi-a spus. Și cum după ce așa se obișnuia, se făcea două echipe, era un antrenor care cu selecție, cu o hârtie pe care își nota numele tuturor și după aceea spunea, tu rămâi, îmi pare rău, mai încercați. Când vi s-a spus, sloganul îmi pare rău, când clubul pe care îl iubeați v-a spus, îmi pare rău, mai încercați? Ce a simțit? Mi-a părut tare rău, să știți. M-am dus acasă, am fost supărat câteva săptămâni, că ziceam, nu-mi venea să cred. Da. Credeam că e suficientă pasiunea mea, dar probabil că în jocul acela în care trebuia să demonstrez ceva, n-am fost eu. Da. Și după câteva săptămâni, a venit un prieten care lucra în București și spune, nu te interesează, Steaua face selecție. Steaua era mult mai aproape de, adică ca distanță decât Giuleștiu, de unde veneam eu, de la Vârteju. Și zice, hai că e aici aproape, la margine, în cartierul Racova, zice, un pic mai încolo, te duci, zice, și zice, încearcă. Zic, am încercat și eu. Ce mai încearcă odată, eu nu se știe. Și m-am dus. Și coincidența și, eu știu, soarta, probabil că am fost, așa mi-a fost destinul, la selecția care era pentru la Steaua, antrenorul care era cu hârtia în mână și ăsta era chiar Tiberiu Bone. Ah, ok. Deci, la viitorul dumneavoastră antrenor de la ASEA. Bone, cel care răspundea de partea de selecție în acea zi, probabil, sau ăsta. Și am jucat și am rămas aproape, nu-mi venea să cred. La sfârșit a venit și printre 3-4 inși care le-a spus numele, mi-a spus și numele. Ispir Florea, cei 4 sau 5 câți am fost atunci, mâine vă prezentați la club pentru să discutăm de legitimație, de să vă luați echipamentul și faceți parte de acum din echipa de copii a clubului Steaua. Și aia a fost. Pentru că după câțiva ani, în 1970, când am ajuns la Târgu Mureș, Tibi Bai din nou să mă întâlnesc și să reluăm, ca să zic așa, meciul de selecție de unde plecasem din Ghencea. Vreau să vă întreb o chestie, că mi-am adus aminte acum. Ce ați simțit când ați auzit că Dan Coie a murit în Germania, în condiții controversate? Idolul din copilăria dumneavoastră
Tare trist am fost. Nu-mi venea să cred. Așa cum l-am văzusem un tip puternic, un om cu o personalitate extraordinară, nu-mi venea să cred că acel om poate să moară. Nu mi-a venit să cred. S-a discutat foarte mult atunci despre moartea lui, că ar fi fost pusă la cale de regimul comunist, care era criticat vehement de Dan Coe în emisiuni la Europa Liberă. Asta da. Un pic mă depășește și nu am ce să vă răspund. Vă propun ceva. Un exercițiu în dimineața asta. Pentru că aveți atâtea meciuri în Liga 1 pentru ASEA Târgu Mureș ca fundaș central, am ales niște nume pe care le-ați întâlnit în cariera dumneavoastră. O să-i vedem imediat. E o listă de adversari și să ne povestiți despre fiecare dintre ei, nu știu, dacă aveți o amintire legată de la vreun meci anume, să ne spuneți un pic cum i-ați simțit în teren și, evident, cum am spus mai devreme, dacă aveți vreun moment cu fiecare dintre ei sau cu unii dintre ei în parte. Sunteți de acord să trecem prin ei? Practic e o listă cu cei mai mari jucători ai României, mai puțin generația asta tânără, de după 2000. Da? Îmi face plăcere. Hai să vedem. Să-i revăd. Cred că îl recunoașteți, Marcel Răducanu, Steaua. Da, Marcel Răducanu, pe Marcel Răducanu mi-a făcut cele mai grele clipe din viața mea de jucător. Așa, de ce? A fost, cum să zic eu, eram speriat. Da. De multe ori eram speriat că, după jocuri, da. Dar în același timp îl admiram ce putea să inventeze Marcel Răducanu în teren. Niciodată n-am reușit să-l... Pe ceilalți poate, că am mai găsit antidotul, să spun, că învățasem unele mișcări, le anticipam, le ghiceam. La Marcel n-am reușit niciodată. Mi-a făcut, cred că din cauza lui, mi-a căzut și firele de păr din cap, că am rămas un pic mai chel așa. Unii spun că Dobrin a fost foarte tehnic, dar că Marcel Răducanu a fost un driblor și mai bun decât Dobrin. Întru totul de acord cu cei care au spus acest lucru. Wow, și mai rapid. Și mai rapid decât Dobrin. Și mai rapid. Pentru că Dobrin și el a fost un mare jucător. O să ajungem și la el. Nu intrați la el. Nu începeți să povestiți despre el, că o să ajungem și la Dobrin. Divulg deja din listă. Dar cum, mai țineți minte vreo anecdotă, ceva de pe teren cu Marcel Răducanu? Nu, că nu mi-ar da de nicio anecdotă sau de amintire, că eram tot timpul, cum să zice, al doilea sau, eu știu, îi vedeam numai numărul de pe spate. Da, să știți că el a avut niște adversari, a povestit acum o săptămână și ceva, am vorbit cu el și îmi povestea că avea totuși fundaș central care, încercând să-l oprească, pentru că altfel nu aveau cum să-l oprească, încercau să-l intimideze. Mă refer aici la Tonca de la Jiu, care a fost și el la juniorii Stelei. Povestea despre Bădin, care i-a spus, zice, dumneata ești Marcel Răducanu? Da, zice, te respect foarte tare, dar vezi că te scot pe culoarul 6 de alergare. Ne-a mai povestit de cineva, cred că de Zamfir, care i-a zis, zice, Marcele, unde vrei să faci revelionul anul ăsta, acasă sau la spital? Că era meci chiar înainte de pauza de iarnă. N-ați avut niciodată intenția de a-l intimida, spunându-i, vezi că nu ajunge acasă azi? Nu am folosit niciodată asemenea procede, ca să spun așa. Nu am folosit niciodată, indiferent cât de greu mi-a fost cu el, indiferent cât, eu știu, n-am reușit, că n-am găsit soluția să totuși să-l mai stopez, verbal să-i spun ceva, nu, din contră. Eu am avut o admirație pentru jucătorii care au fost atât de tehnici și au reușit să câteodată să, eu știu, sau de mai multe ori să mă dribleze sau nu știu ce. Pentru că n-am folosit aceste atacuri verbale, nici în teren n-am fost
excesiv de, cum se spune, de dur. Am fost agresiv. Da. Am dorit să, însă, dar în spiritul regulamentului am încercat de multe ori să asta. De-aia, de multe ori mi-am permis și eu, de multe ori, în care eu, după ce l-am deposedat, eu știu, pe un Dumitrache sau pe un Dudu, sau să-i mai driplez și eu. Pentru că am spus, dacă tot voi încercați pe mine și să... Și eu trebuie să... Și am reușit de multe ori, să știți, și n-am primit nicio observație sau vreun reproș din partea antrenorului, pentru că n-am pierdut niciodată mingea, să zic că din cauza mea am driblat și am pierdut mingea. Și asta. Deci mi-au plăcut foarte mult jucătorii tehnici și i-am admirat. O să trecem la următorul adversar de-al dumneavoastră, din cariera dumneavoastră, însă înainte de asta voiam să vă spun că, citind dimineață despre dumneavoastră, am văzut o declarație în care ați spus, domnule, pentru mine un jucător care e eliminat, pentru mine ăsta e un semn că jucătorul respectiv are niște probleme, ori tehnice, ori de natură mentală, adică de concentrare. Dumneavoastră a fost eliminat o singură dată în cariera, ați spus, și am văzut statistica. Da. Înțeleg că ați avut o problemă cu Sandu Boc la un corner. Mai țineți minte episodul? Exact. Da, exact. Sunteți foarte bine informat. Deci n-am fost eliminat pentru atac brutal, pentru un atac dur. Am zis că aceste lucruri la un jucător de fotbal se poate întâmpla, să fii nervos, dar nu trebuie să, eu știu, să te răzbun pe partenerul de întrecere, nu trebuie, trebuie să-ți faci ție să-ți faci o autocritică, să te controlezi tu, să te gândești, să te uiți în față, bine, de ce s-a întâmplat asta? N-am avut cartonașe galbene foarte puține, cred. V-am spus, singurul roșu l-am luat cu Sandu Boc, la corner a venit, a dat și el cu cotul, ca niciodată am răspuns și eu, jucam cu Rapidul. Da. Poate m-am gândit la selecția din Giuleș când nu mi-a reușit și mi-am pierdut un pic controlul. Îl șifonați pe Sandu Boc, care era un bărbat prezentabil, era idolul femeilor din România. Da, era și idolul meu și mie îmi plăcea tare mult de el, da? Da. Acolo în care, în momentele acelea un pic mai tensionate, ne-am pierdut amândoi. Nici el nu era un jucător agresiv, adică era agresiv în sensul corect, dar nu era un jucător dur, să zicem, cum era Tonca. Tonca era dur? Chiar era dur? Tonca era foarte dur, Dumnezeu să ăsta, dar Tonca era foarte dur. E adevărat. Tonca și la Târgu Mureș m-a aruncat, l-am driblat, am trecut, adică am vrut să-l driblez, am reușit să dribling-ul, era toamna târziu, era înghețată pista și asta, și m-a aruncat de pe teren pe pistă. În gardul de sârmă al tribunei. Am vând și luxație de umăr după aceea. Serios, da? Adică chiar l-ați simțit? După acea întâlnire cu prietenul meu. Bine, deci, nu glumea. Avea patru guri de întreținut acasă, că asta era tema lui. Da, asta era vorba lui, da. Da, am patru copii acasă, trebuie să câștig meciul ăsta. Bun, mergem mai departe. Hai să vedem. După Marcel Răducanu, următorul adversar pe care l-ați avut în carieră, aici e într-o poză în civil, dar îl recunoașteți, capitanul lui Dinamo, Cornel Dinu. Da. Care v-a fost și cu care ați lucrat ca antrenor după aia. Ați fost secundul lui la Târgu Mureș. A fost secundul lui la Târgu Mureș, da. Un jucător cu o personalitate extraordinară. Un luptător, îl pun pe, poate și sunt convins că nu se supără nici Loții, nici pe aceeași linie cu Loții, la ceea ce înseamnă atitudinea în teren, determinare, un om care își putea aduna echipa în jurul lui, calități tehnice foarte bune. N-am avut întâlniri prea în teren, jucam, erau zonele noastre destul de... Diferite, ca să spun, ca să ne întâlnim. Dar
Am avut întâlniri pe aici, pe holul de la Târgu Mureș până la ieșirea în teren cu... No. Așa. Mai una, niște vorbe mai puțin așa de spus în public. Deci războiul începea mai... de pe tunel și la Târgu Mureș începea, da, războiul psihologic. Exact. Începea de pe tunel și continua... Ăla de pe tunel era partea nevăzută a, da, ceea ce urma să se, să se întâmple în teren. Și... Da. Dar era, era poate nevoie de, de aceste lucruri, pentru că deși după joc sau dacă ne întâlneam, respectul era reciproc din toate părțile. Și cu Loții a avut întâlniri pe tunel și cu mine. Și cu... Dar după joc ne strângeam mâna, da, ne felicitam, îl felicitam, da, pe cel care a meritat victoria, se uita totul. Se uita totul, dar era acea, eu știu, ca să zic așa, adrenalină, care se pare că astăzi lipsește cu desăvârșire la, une, da, desăvârșire la unele jocuri. Cum era ca antrenor Cornel Dinu? Pentru că senzația a fost că a fost un antrenor foarte bun, dar care nu și-a realizat pe deplin potențialul. La Târgu Mureș a fost un antrenor pe care eu cel puțin l-am apreciat foarte mult. A venit cu multe, multe metode noi, cu multe exerciții noi. Era chiar pasionat de ceea ce face. De multe ori, acum poate dacă aude emisiunea se, o să se supere. Lăsați pe mine. Lăsați că o iau pe mine, nu-i problemă că s-a supărat de atâtea ori pe mine, deci puteți să spuneți. Da? Ei căutam, avea obiceiul să noteze, să scrie foarte mult, să aibă, da, foarte multe notițe. Și acum îl are. Și acum le are, sunt convins, cu exerciții cu asta. Da. Și de multe ori mă uitam pe noptiera lui și de acolo repede, cu o hârtie în mână, făceam un exercițiu, două, le copiam, zic, nu se știe niciodată, și le puneam, că aveam și eu un caiet, le puneam în caiet și, într-adevăr, m-am folosit de ele în momentul când am terminat cu activitatea de jucător și am devenit și eu antrenor. Chiar de exercițiile lui m-am folosit? Bucurat și... Da? Dar nu putea să îi le cereți pur și simplu, băi, Cornele, dă-mi și mie să copiez de la tine din caiet. Poftiți? Nu putea să îi le cereți pur și simplu, dă-mi și mie, sau nu vi l-ar fi dat? Mi-a fost rușine, sincer. Deși okay, cred că el știa. Vi l-ar fi dat. Câteodată le-a lăsat intenționat acolo. Aha. A văzut că nu-i cer, dar și-a dat seama că câteodată mă mai prindea chiar lângă noptiera lui sau lângă măsuța lui, masa unde era în cameră, când, în momentul când intra. Și da, mă făceam bacă, eu știu, mlec și retul sau nu știu ce. Cred că s-a știa prins, că îi mai fur din notițe, din meserie, cum se zice. Bun, haideți să mergem mai departe. După Cornel Dinu, trecem la un alt adversar din cariera dumneavoastră, un adversar celebru. Îl vedem în imagini imediat după Cornel Dinu. Hai să vedem. Trecem mai departe. Cine este? Hai să vedem. Mircea Lucescu. Mircea Lucescu. Nu a jucat chiar pe zona mea, da, în zona mea, da, nu a jucat chiar în zona mea, dar Mircea Lucescu a fost unul din jucătorii care a făcut carieră în fotbal, atât ca jucător și mai ales după aceea și ca în meseria de antrenor. Da. A fost un om extraordinar, un jucător cu calități foarte bune, viteză bună, centrările lui, acele centrări care, cum se le numeam noi, covric, da, care nu erau nici plouate, nici, eu știu, știai în momentul când a plecat centrala cam unde vine sau nu știu. Era foarte greu să te poziționezi în momentul când el reușea să centreze pentru Dumitrache sau, eu știu, pentru Dudu Georgescu sau asta. Era foarte greu. Deci, un om deosebit, un caracter extraordinar și un fotbalist de nota 10. Mă bucur că am avut onoarea și
prilejul să joc contra lui. Și să-l cunosc atât cât se poate în jocurile sau să rămân cu amintirile frumoase despre el în disputele pe care le-am avut contra lui Dinamo. Bun, trecem mai departe de la Mircea Lucescu și vedem un alt fost adversar din cariera dumneavoastră, Gicu Dobrin. Povestiți-ne un pic ce era cu Dobrin, special. Cu Gicu Dobrin era foarte greu. Era foarte greu din toate punctele de vedere. De ce? Dacă îi făceai marcaj strâns, da, era poate cea mai mare greșeală unui fundaș. De Pentru ce? Că în momentul când reușea să preia și prelua mingea foarte, foarte elegant și foarte aproape de picior, da, în momentul acela nu mai aveai nicio șansă. Pentru că se înșuruba extraordinar, de ușor spre dreapta sau spre stânga. Pentru el nu conta piciorul drept sau stâng. Ok. Din ce am observat. Se înșuruba atât de ușor că nu îți rămânea decât să te uiți, cum am spus, după numărul lui din spate. Și te mirai cum a reușit acest lucru. Plus că avea o, cum să spun eu, avea în teren, imediat îl simțea pe Radu 2, eu știu, pe oricare dintre colegii lui. Da. Și dintr-o simplă deviere te gândeai că o preia asta. Nu, vedea dinainte, citea dinainte unde a trebuit, unde trebuie să dea mingea. Și era foarte altruist, nu era egoist. Dacă avea și să, ceilalți colegii ofereau acea ocazie, o deviere, o, imediat din prima sau preluare și din prima sau scurtă și imediat, imediat juca pe cel care se demarca cel mai bine din jurul lui. Era greu de anticipat, greu de marcat. Iar gândirea lui era cu fracțiune de secundă înaintea tuturor, cred. Avea tendința de a își pune adversarul direct și în situații delicate, jenante poate pentru public, adică să-ți dea o minge printre picioare, să te învârtă, sau își vedea de joc. Dacă simțea că ești obraznic cu el. Așa, deci asta era condiția, să te simtă că ești obraznic. Asta, dacă simțea că ești obraznic, când lovești, când după ce a dat drumul la minge, că mai sunt, da, se mai practică, știți? Așa. Deci îl pur și simplu îl scoteai din sărite, din, da, sărite, de, da, sau din monotonia lui, că nu era, să zici, un tip care să, eu știu, să zici că în teren e, aleargă, caută mingea sau ce. Era, avea momente când stătea liniștit, nu știu. Dar aceste atacuri din acestea care nu fac cinste unui jucător, aceste, atunci, momentele acelea îi creau, cred, o dispoziție sau o răzbunare, ca să, da, spun așa, și după aceea urma pedeapsa. Aha. Ceea ce cred că era ușor de făcut, adică să dea mingea printre picioare. L-am văzut în niște, absolut, imagini de arhivă, puține imagini de arhivă, cu mijlocașii Germaniei Federale, care era finalistă de campionat mondial, cum reușește să treacă mingea printre picioarele lor cu o ușurință fantastică, adică era ceva ca o joacă era, pentru el. Era, cred, și un procedeu de dribling pe care îi plăcea la nebunie, da, și îl făcea când te așteptai mai puțin. Aveți vreun moment cu el de care vă aduceți aminte din întâlnirile cu Dobrin? Un singur moment, tot la Târgu Mureș, da, am avut vreo două intrări din spate. Așa. Și l-am atins un pic. Da. Într-adevăr, nu, ăsta, dar l-am atins. Da. S-a întors și mi-a spus: te rog frumos, a treia oară să nu mai fie, că după aceea va fi vai și amar. Și credeți-mă că nu l-am mai lovit. Deci am încercat să, dacă pot să iau, dacă nu, l-am lăsat. Da. Am,
m-am poziționat în așa fel să nu-l mai loviți. Să nu-l deranjez prea tare, cum să zic. Practic, stârneați bestia, cum ar veni. Exact. Stârneam bestia din sufletul lui și după aceea nu știam ce va urma. Bun, mergem mai departe și trecem la un jucător care a fost comparat cu Dobrin, e considerat de mulți mai mare decât Dobrin. De fapt, trecem întâi pe la... De fapt, și Ilie Balac a fost, pe care îl avem în imagine, a fost comparat cu Dobrin. Însă, povestiți-ne despre Balac, impresiile dumneavoastră. Și Ilie a fost un jucător extraordinar. Un jucător care lui Ilie chiar i-a plăcut Târgu Mureșu. Deci era impresionat, chiar după un joc în care destul de neplăcut pentru ei, au condus 2-0 și am reușit să câștigăm 3-2, să întoarcem un rezultat cu Balaș, cu Ștefănescu, cu Cămătaru, da, cu toată echipa, cu Picleanu, echipa de aur și a Craiovei. Au rămas după joc în seara aceea, trebuiau să plece, așa mi-au spus în teren, adică am vorbit cu ei după meci că pleacă acasă. După aceea s-au răzgândit și au rămas la Târgu Mureș, la Continental, hotelul Continental. Și ne-am dus acolo a doua zi dimineață, m-am dus cu Țaco și cu Chiș, parcă am fost, și ei erau la micul dejun și au venit, Ilie, am stat 5 minute de vorbă, ne-a spus că admiră Târgu Mureșu, într-adevăr Târgu Mureșu era un oraș extraordinar în acea vreme. Toată lumea era încântată de orașul Târgu Mureș, de-aia ați fi rămas acolo. Civilizația din Târgu Mureș. Mi-a spus că este foarte frumos la voi, ați câștigat pe merit, aveți o echipă extraordinară. Și iar noi am spus, a fost o zi norocoasă pentru noi. Da. Voi sunteți mult mai buni ca noi. Ilie era într-adevăr, la fel ca și Dobrin, o minune blondă, cum i s-a spus. Un jucător de echipă, un jucător cu suflet mare, un jucător talentat, o valoare în sensul adevărat al cuvântului. Bun, trecem de la Ilie Balac și acum ajungem la cel care a fost comparat și considerat mai mare decât Gicu Dobrin. După Balac, cred că știți la cine mă refer, Gică Hagi, pe care l-ați prins. Era copil, dar l-ați prins pe finalul carierei dumneavoastră în Liga 1. Da, l-am prins și am jucat și meciul când el a debutat la Faru. Da. Dacă bine mi-amintesc. Da. Aveam un meci cu Faru Constanța, deci la Constanța, și atunci, și acum mi-aduc aminte, a venit Ivi Baș și mi-a spus, vedeți că acolo în față, zice, este un copil. Zice, o să îl vedeți. Aveți grijă că copilul ăla, nu știu de unde, probabil că aflase mai multe decât noi, din alte surse. Copilul ăla va fi un talent și copilul ăla aveți grijă la el. La tot ce face în teren, mai ales când are, zice, nu când nu are, când are mingea la el, zice, la picior. Da. Atunci, zice, gândiți-vă la orice, zice. Gândiți-vă că dă pasă printre, gândiți-vă că dă diagonală, gândiți-vă că driblează 2-3 de ai noștri, îi scoate din joc. Gândiți-vă cum putem, zice, ne spunea Tivivații, cum puteți să vă adunați în jurul lui, să strângeți culoarele dacă se poate și să încercați să-l blocați. Aha. Un mare compliment pentru un copil, adică era un compliment la adresa unui copil fantastic. Da, da, exact. Să alertezi o echipă într-o vreme în care studiul adversarului nu era atât de amănunțit ca astăzi. Adică nu se făcea un atât de mare studiu al adversarelor în perioada respectivă. Să vină cineva cu o analiză atât de minuțioasă e un mare compliment. Da, și nici noi am spus, hai că poate... Exagerează. Exagerează Tibi Ba să ne motiveze mai bine, să fim mai atenți. Dar în teren ne-am dat seama că Gică va fi
ceea ce a ajuns de fapt o vedetă a fotbalului mondial, poate, da. Pot să spun așa. Pentru că după aceea calitățile lui au ieșit în evidență la campionatul mondial, a ieșit în evidență la Real Madrid, a ieșit în evidență în Turcia. Oricum, un jucător care, eu știu, este printre cei mai buni din România. Nu știm, eu știu... O chestie subiectivă, Dobrin sau Hagi, pentru dumneavoastră cum e? E evident o chestie subiectivă. I-ați prins pe amândoi, ați jucat împotriva amândurora. Parcă Gica a avut mai multă, o continuitate mai pozitivă, mai bună în tot ce a făcut. Hagi. Parcă Gico a avut mai mult, a trăit și din sclipiri mai mult. Hagi a fost mai mult implicat în joc. Uh-huh. În tot ce înseamnă în economia jocului. Și a avut mai mult mai dispus la efort. Și cred că pentru asta parcă pe Hagi l-ați ar fi cu un pas înaintea lui Dobrin. Bun, mergem mai departe și ajungem la un atacant care sunt convins că v-a dat uneori emoții. E vorba de Florea Dumitrache aici într-o poză alături de Pele. Dumitrache era un atacant foarte greu de marcat. Dacă cu Oblemenco, deși era mult mai puternic, îmi convenea mai mult să-i fac marca sau să-l am adversar pe Oblemenco. Așa. Cu Dumitrache era cu Răducanu. Avea sclipiri de nota 10, plecări de lângă tine, schimbări de direcție, cerea mingea undeva în zona dreaptă sau spre dreapta sau spre stânga și se schimba imediat. Se întorcea de acolo și pleca în partea cealaltă. La centrările lui Lucescu nu știai de unde apare. Te uitai, nu era nimeni lângă tine, ziceai gata, e mingea, e centrarea mea, acum vin, o atac și vin. Da. Și te pomeneai cu el, cu cârlionții lui blonzi în fața ta și... Era gol. Te uitai de unde a apărut. Ce caut aici? La fel și cu mingea la picior. Era foarte rapid, cu viteză de execuție rapidă și dacă, eu știu, nu o jumătate de metru, un bocan reușea să pună între tine și minge, următorul era șutul spre poartă. Deci avea aceste execuții rapide în regim de viteză care era foarte, foarte greu să le anticipez, să le blochez. Plus că se mișca foarte mult. Și plecarea lui de pe loc, la fel de bună, ceea ce înseamnă demarcare spre dreapta sau spre stânga sau mai puțin pe lateral, că tot timpul era cu gândul spre poartă. Deci se ducea direct pe poartă. La cum l-ați descris, simt că era foarte, foarte dificil să jucați împotriva lui. Exact. Bun. Era foarte dificil, dar m-am bucurat enorm că am jucat contra unor asemenea talente ale fotbalului românesc. Bun, mergem mai departe. Hai să vedem Marius Lăcătuș. Și pe el l-ați prins spre finalul carierei dumneavoastră. Cum a fost Marius Lăcătuș? Marius Lăcătuș era un băiat extraordinar. Așa. După cum ați început, simt că e ceva la mijloc. Simt că e o poveste la mijloc, după cum ați început. În afara terenului. Așa. În dreptunghiul acela verde, da, în terenul de joc, era câteodată tricoul, mi-era un pic
se schimba un pic culoarea pe unele porțiuni. De ce? Era scuipat? Eram un pic, da. Ah. Eram un pic făcut un duș. Da. Era iar mai niște înjurături. Așa. De tot felul. Uh-huh. Plus că dacă Doamne ferește reușeai să-l deposedezi cumva, încerca să treacă de tine, să te dribleze sau asta, și reușeai să iei mingea, dacă nu îi dădeai drumul în următoarele secunde, dacă nu pleca mingea de la piciorul tău în următoarele secunde, fii sigur că undeva pe tibie, prin spate, pe la călcâi, pe pulpă, primeai ceva, primeai un cadou. Aha, ok. Deci era deci, agresiv în tot ce făcea. Și când a pierdut mingea, da, mai avea ceva de spus. Din păcate, așa cum credea el că ăsta cu firea lui de luptător. Da? Erau niște ieșiri din acestea cam neortodoxe. Simt că e printre cei care v-a iritat, v-a scos din calmul dumneavoastră de fundaș central. Da, da, într-adevăr. Avea și calități fotbalistice extraordinare, dar avea și aceste răbuvniri ale lui care câteodată nu le înțelegeam. Aha. Deci trebuia să fie atent în preajma lui la orice. La orice. Mm. La orice. Bun, cot undeva primit, în momentul când primeai mingea și plecam amândoi spre minge, trebuia să știi că ceva face. Mm-hmm. Ca să intre în posesia mingii. Deci mai cumva, puțin corect cumva nu, dată, nu e întâmplător, totuși, cu tot respectul pentru cariera lui, nu e întâmplător că a avut și câțiva adversari pe conștiință, adică cu accidentări grave de-a lungul timpului. E explicabil din punctul dumneavoastră de vedere chestia asta. Da, din păcate avea această meteahnă, să-i spunem așa, da. Sau, eu știu, nu suporta să piardă un duel. Am înțeles. Bun, mergem mai departe. După Lăcătuș, trecem la un alt mare jucător din Liga 1. N-a fost la nivelul multora dintre cei pe care i-am pomenit, însă un atacant foarte bun, descris de mulți ca un atacant foarte bun, Mircea Sandu, care avea să fie președintele Federației Române de Fotbal după anii 90. Da, într-adevăr, am avut lupte destul de grele și cu Mircea Sandu. Așa. Mircea Sandu era un atacant diferit, eu știu, de Dumitrache, de Lăcătuș, chiar de cei cu care... Mircea Sandu era un atacant de bătaie. Așa. De luptă. Ok. Mircea Sandu nu era frică de contact. Nici mie... Da. Nu-mi conveneau contacturile acestea fizice. Da. V-am spus. Am considerat totdeauna că, eu știu, intuiția mea, gândirea mea să fie înainte și prin ele să reușesc. Plasamentul meu. Da. Asta. Mircea se lipea, parcă el de tine. Căuta contactul fizic. Căuta contactul cu tine. Căuta pentru că știa că acolo din contactul acela e mai puternic, da. Îi convine mai mult, are spațiu să controleze mingea, să te răsucească, să te întoarcă. La jocul aerian la fel. Venea, chiar dacă nu avea poate șansa sau asta, dar simțeai cum este în numărul tău sau în spatele tău imediat, acolo orice, la orice acțiune, la orice minge care se arunca pe el. Dar nu ducea agresivitatea într-o zonă dincolo de limita regulamentului? Nu, nu. Din punctul ăsta de vedere era doar foarte că era foarte puternic. Era foarte puternic, era corect, nu mm-hmm. eu știu, folosea alte mijloace care să, eu știu, să nu fie în spiritul regulamentului. Am înțeles. Se baza pe puterea, pe organismul lui, simțea că e mai puternic, e tare și că asta îl va ajuta. Și de multe ori chiar așa era.
Trecem mai departe și luăm acum și o legendă a Rapidului, clubul cu care ați ținut când erați copil. Nu era chiar în zona dumneavoastră, de raza dumneavoastră de acțiune, dar sunt convins că atunci când mai făceați un stânga-dreapta, mai dădeați cu ochii de el, Nae Manea. Da, Nae Manea. Da, cum a spus și dumneavoastră, zonele erau un pic mai diferite cu el. Și asta, un jucător puține, să zic așa, jocuri care l-am avut sau am fost adversari. Da. Și de puține ori chiar ne-am întâlnit în zona în care eu am jucat. Așa. Dar mi-a plăcut ca jucător, mi-a plăcut, cu calități tehnice deosebite, un jucător care căuta și poarta, care căuta golul și reușea de multe ori, un băiat destul de liniștit, așa, în teren, nu era un tip, să zic, care să provoace conflicte sau să fie în centrul atenției așa prin alte lucruri decât prin execuțiile lui tehnice, prin tot ce făcea legat de rezultatul ca să fie favorabil echipei în care juca. Și ultimul om de pe lista asta, sunt mulți alții pe care am fi putut să-i trecem, dar nu avem timp să-i discutăm pe toți, adversari importanți din cariera dumneavoastră, însă încheiem cu Sorin Cârțu, dacă l-avem în imagini, pregătit. O să ajungem imediat și la poza cu Sorin Cârțu. Cum era Sorin Cârțu ca adversar? Iată-l în imagine. Sorin Cârțu făcea parte și el din acei jucători foarte tehnici pe care i-a avut Craiova și pe care i-a avut chiar România. Un jucător inteligent, jucător care știa cam tot ce se întâmplă în jurul lui, adică avea, cum să zic eu, o inteligență a jocului foarte bună, un jucător care juca mult pentru el, dar juca și pentru ceilalți din jurul lui. Era un pasator foarte bun, un om care gândea jocul și pasele lui erau câteodată decisive pentru jocul respectiv. Un băiat cu personalitate, cu calități bune, agreabil, prietenos, în teren, bine, avea o anumită răutate, dar fără să depășească, eu știu, limitele normale ale jocului. Mă uitam acum că a trecut mai bine de o oră de când am început, nu știu când a trecut timpul. Povestiți-mi ceva, nu știu, o anecdotă din cariera dumneavoastră de fotbalist, din cele 485 de meciuri, ceva ce ne puteți povesti și mai povestiți când stați de vorbă cu colegii, cu foștii colegi, când vă mai întâlniți și mai discutați. Ceva ce poate fi povestit, evident. Da, chiar că, nu știu, mi-a spus cea mai grea întrebare acum la sfârșit. Vă suflă soția. Da. Le știe deja poveștile dumneavoastră și vă suflă. Am avut o întâmplare mai puțin așa, ca să zic, fericită, așa, dar care mi-a adus soția aminte de ea, eu am uitat-o, am trecut așa atâta timp. Îi mulțumim soției că m-a amintit de ea. Da, îi mulțumesc din suflet, da. Trebuie să-i dau prăjitură după emisiune. Așa, povestiți-ne. Veneam de la București, Fusesem un meci de campionat la București și veneam cu autobuzul nostru. Noi mergeam cu autobuzele atunci, cu autobuzul, nu ne-am deplasat decât foarte rar cu avionul. Era sărbătoare când am mers cu avionul într-o deplasare. Și veneam de la București și
autobuzul nostru mai vechi, așa un pic, un autobuz de armată, nu știu ce, cu un șofer mai morocănos, așa, mai în felul lui necomunicativ, dar mergeam cu el, era șoferul, el era al vârla, era autobuzul și veneam de la ăsta. Eram destul de triști, cred că am pierdut jocul respectiv, tăcuți toată lumea și dintr-o dată s-a înclinat autobuzul, am auzit niște trosnituri, așa, niște zgomote din alea, cred că cei care au reușit să ațipească un pic s-au trezit una, două, ne-am trezit cu autobuzul înclinat într-o parte, pe Valea Prahovei. Așa. Intrasem în... Bine că n-a fost așa de adâncă porțiunea unde am derapat cu autobuzul și ne-am petrecut toată noaptea în autobuz până a venit de dimineață un nou mijloc de transport să ne ducă la Târgu Mureș. Deci o întâmplare mai puțin fericită, dar s-a întâmplat, am fost împreună acolo toți și am stat o noapte, am dormit cum am putut fiecare. Da, era iarnă, vară, mai țineți minte? Spre toamnă, dar spre toamnă destul de târziu. Deci, era un cam pic răcoare în autobuz. Era cam răcoare în autobuz. Era cam răcoare. Bine, slavă Domnului că n-a fost undeva unde era o râpă sau ceva pe Valea Prahovei. Da, da, într-adevăr că ar fi fost chiar tragic atunci, Doamne ferește. Dar acum mă bucur că soția mea a adus aminte de ea. În rest, nu prea... Au fost multe bucurii. De ce n-ați ajuns la 500 de meciuri? Că înțeleg că ați putut. Dinu, care era antrenorul principal dumneavoastră, era secund și jucător, v-a propus. Te bag pe finaluri de meciuri și faci 500. Mai aveați 15 meciuri până la 500. Da, dar tot Dinu mi-a spus, pentru că l-am întrebat, bine, hai, te fac. Și cum să stau eu pe bancă, Cornele, zic. Eu n-am stat în Târgu Mureș în cei 17 ani, n-am fost niciodată rezervă decât la meciuri amicale, când se încerca diferite formule și al ăsta. Mai stăteam... Eu, în rest, au fost campionate când am jucat campionat întreg fără să lipsesc un minut. Da. Deci, de la cap, campionatul am început și am terminat. Am avut șansa și norocul, eu știu, de la Dumnezeu, că am fost sănătos, că n-am avut accidentări grave. Și zic, cum să stau eu pe bancă, zic. Nu puteam să-mi imaginez să joace colegii acolo în teren și eu să stau pe bancă. Eu zic, nu știu dacă aș putea să fac lucrul acesta, zic. Zice, ai dreptate. Atunci, zice, hai că-ți facem un meci de retragere. Zic, dacă a venit momentul și crezi că așa este, într-adevăr, veniseră niște jucători tineri, era normal. Făcusem 37 de ani. Abusesem o accidentare destul de urâtă pe care mi-a făcut-o Augustin la București de la un meci cu Dinamo Victoria. Ce v-a făcut? Și ce s-a întâmplat? Destul de greu. Ce s-a întâmplat? Ce a făcut Augustin? Păi, Augustin mi-a pus o talpă pe tibie când mi-a făcut o rană de câțiva centimetri și destul de adâncă, care m-a ținut cam vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni departe de antrenamente și de tot ce însemna pregătirea sportivă. A fost destul de dureroasă și de, cum să zic eu, venită la o vârstă în care nu aveam nevoie de ea atunci. Și după acea accidentare, revenirea a fost destul de grea din nou să, eu știu, să fiu cel care eram înainte. Simțeam eu că ceva nu mai este în regulă. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră, pentru că ați prins și perioada de, bine, rivalitatea dintre Steaua și Dinamo a fost dintotdeauna. În anii 80 s-a ascuțit foarte tare.
Cum erau meciurile cu Steaua și Dinamo? Era presiune din partea Ministerului Apărării pe de-o parte și Ministerului de Interne, Securității, să o spunem pe aia dreaptă, de cealaltă parte, înainte de meciurile astea? Da, dar din partea Ministerului de Interne mai puțin. Serios? La Târgu Mureș. Da. Pentru că știau că sunteți sub influența Ministerului Apărării și nu se băgau. Exact. Aha. Deci noi eram sub influența Ministerului Apărării Naționale, da? Și nu pot să spun că nu au fost telefoane. Se dădeau. Înțeleg că Enei a intrat într-un vestiar înainte de un meci, înțeleg. Ați povestit cândva. Puteți să ne povestiți, da, și nouă? Da. Păi, până acolo. A intrat în vestiar și ne-a spus: baftă, copii, sunteți o echipă frumoasă, așa, suntem două echipe sub același minister, care, da, de care are grijă același minister. Da. Sperăm să fie bine, să nu ne accidentăm, să nu fie, nu știu ce. Deci a fost foarte diplomat. Și ce s-a întâmplat pe teren? Diplomația a continuat pe teren? A continuat. Diplomațiile cred că a continuat la meciul acela, nici nu mi-aduc aminte cât a fost scorul, dar să știți că a fost și cu Steaua. Da. Am avut meciuri destul de crâncene la, da, Steaua a pierdut la Târgu Mureș. Și a pierdut câteodată când chiar avea nevoie de victorie în disputa ei cu Dinamo. Aha. Dar cred că atunci telefoanele și intervenții erau către șefii noștri. Cred că ei, săraci, au tras toate ponoasele și nu știu cum, aha, cum au reușit să iasă basma curată, nici în ziua de astăzi. Da. Domnule Ispir, mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața asta la emisiune. A fost o plăcere să vă ascult poveștile. Vă doresc multă sănătate și să ne revedem sănătoși. Și poate discutăm după ce îl instalează pe Ladislau Beloni selecționer. Mai vorbim un pic despre el. Vă mulțumesc și eu. Vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc din suflet. Vă doresc o zi bună. Salutări și soției. Sper și mulțumim pentru ajutorul dat. Transmiteți salutări soției și mulțumiri pentru ajutorul dat pentru realizarea emisiunii. Îi transmit. Vă salută și ea. Sărut mâna. Mulțumim mult de tot. Vă mulțumesc din suflet. Toate bune, domnule Ispir. Vă dorim o zi frumoasă. Vă așteptăm cu drag. Dacă aveți drumuri în zona noastră, să ne faceți o vizită. Mulțumim mult de tot. Toate bune. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Toate bune. La revedere. Mulțumesc. În dimineața asta la GSP Live. Ne revedem mâine dimineața la 9:01. Nu uitați însă peste zi www.gsp.ro pentru toate informațiile importante, relevante din sport, din sportul românesc, din sportul mondial. Pe mâine, o zi bună.